Bine v-am găsit la Expert News! Sfârșitul anului se apropie, iar cu această ocazie YouTube a decis să scoată un clip cu numele YouTube Rewind 2015. Aici sunt prezente secvențe și parodii a celor mai populare videouri de pe YouTube din anul care se încheie, dar și video virale din toată istoria YouTube-ului. Toate aceste videouri au adunat la un loc 25 de milioane de ore de vizualizări, iar autorii lor 40 de milioane de abonați. La realizarea acestui videoclip au participat peste 150 de vedete ale YouTube-ului, iar întreaga coloană sonoră reprezintă un mix al celor mai populare piese din 2015. Clipul poate fi vizualizat accesând linkul de mai jos, iar după nu uitați să ne scrieți în comentariu care este clipul vostru preferat din 2015. Surprinzător pentru toți, Apple a lansat săptămâna trecută un accesoriu mai diferit decât ceea ce obișnuiește să lanseze compania. Acesta este un case cu o baterie incorporată care ar trebui să dubleze autonomia iPhone-ului. Având o formă stranie, pentru unii chiar hidoasă, au început să apară și comentariile haioase, nu doar din partea utilizatorilor, dar chiar și a mai multor companii. LG și Asus au luat peste picior umflătura de pe case, făcând referire la smartphone-urile lor, care pe lângă faptul că arată bine, au și autonomie mai mare și fără case. Nemulțumirea utilizatorilor vine și de la faptul că acest accesoriu ajunge la prețul de tocmai $100. După mai mulți ani de absență, Yahoo Messenger revine pe piața dominată de Viber și WhatsApp. Pentru a putea face față concurenții, aplicația a fost total redesenată și adaptată, fiind disponibilă pe Android, iOS și desktop. Pe lângă un suflu nou, aplicația nu îți folosește din spațiul smartphone-ului atunci când trimiți și primești fotografii, totul păstrându-se pe cloud. Datorită acestui fapt, Yahoo Messenger devine una din puținele aplicații chat ce îți permite să ștergi mesajele din trecut, o funcție care la sigur este la mare căutare pentru tineri. Yahoo Messenger a fost unul din primele servicii de chat disponibile încă din 1998. Linkurile pentru nouă versiune le găsiți în descriere. Atât pentru azi. Rămâneți în continuare alături de noi pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre gadgeturi și IT. Pe curând!